Vă întrebați însă cum trec vedetele peste această perioadă complicată sau cum își petrec zilele de izolare actorii din serialul Fructul oprit, unul la mână, și după asta Sacrificiu, da. Pentru că și despre Sacrificiu e vorba, difuzate de Antena 1. Să știți că avem vești bune, s-au adaptat momentului, iar unii dintre ei fac zilnic surprize fanilor. Un exemplu în acest sens este Ioana Blaj, actrița care îi dă viață Irinei, actriță și viitoare mamă în film, soție și mamă devotată în viața de zi cu zi. Ioana a găsit câteva modalități extrem de interesante de a umple timpul petrecut acasă alături de băieții ei. Și va fi în direct cu noi chiar acum, Ioana. Bun găsit, Ioana! Ce faceți? O întrebare redundantă. Ce faceți? E întrebarea pe care o primiți cu siguranță în fiecare zi de la cunoscuții, de la prietenii voștri, de la familia voastră. Ce faceți în perioada asta, Ioana? Măi, uite, ne plimbăm din sufragerie în dormitor, din dormitor în camera de joacă a copiilor. Avem noroc că avem și o terasă pe care ne mai pierdem vremea. Sărim în trambulină, plantăm chestii, facem grătar. Ioana, eu sunt foarte curioasă pentru că majoritatea părinților au un subiect principal de discuție în această perioadă. Ce activități să mai găsească, ce jocuri creative pentru copii, pentru a-i ține ocupați? Tu ce trucuri ai găsit? Să știi că noi nu ne plictisim absolut deloc în casă, nu știu, sau cel puțin până acum nu ne-am plictisit. Am citit foarte multe cărți, ceea ce am început să fac și pentru alți copii pe canalul meu de YouTube. Am plantat flori, pătrunjel, ceapă, morcovi, facem tot felul de experimente, facem temele, am dat și de un site foarte drăguț de pe care putem lua jocuri drăguțe, naturatoys.ro, și luăm de acolo o groază de chestii faine și chiar nu avem timp să ne plictisim. Știu că o bună perioadă de timp voi nu ați avut bonă pentru copii. Faptul că acum sunteți împreună probabil vă leagă și mai mult ca familie. Care este sfatul pe care tu îl poți da mamelor, spre exemplu, care se uită acum la noi, care lucrează de acasă? E moda work from home acum. Cum să fructifice perioada asta? Cred că e foarte important în perioada în care au terminat munca online să-și ia timp doar pentru copii și efectiv să se joace activ cu ei, să se pună la mintea lor, să facă tot felul de activități, să facă la propriu ca toate animalele, să-și pună, nu știu, boxeri în cap, să își pună pernele pe ele, să se distreze. Asta e cel mai important. Nouă ne funcționează de fiecare dată. Vreau să ne mai spui câteva vorbe despre poveștile pe care le spui copiilor. Sunt aproape 1500 de abonați. Asta înseamnă și mai mulți oameni, și mai mulți copii care ascultă poveștile tale atunci când sunt uploadate acolo pe YouTube. Te găsesc pe Ioana Blaj, așa se cheamă contul, unul la mână, și doi, ce o să citească de acum încolo, ce o să vadă citit de tine de acum încolo? Mai am încercat să aleg povești pentru toate vârstele, în așa fel încât toți copiii să se bucure de poveștile pe care le aleg. Eu am făcut o selecție în timp de 6 ani, adică le-am tot cumpărat băieților cărți și acum am gândit că e o variantă foarte bună să-i bucur și pe alți copii și să le dau ocazia părinților să-și mai iau un moment de respiro pentru ei. Sunt cărți super atent selecționate, adică cu mesaje importante, bune pentru copii și, te-am zis, pentru toate vârstele. Îți mulțumim, Ioana, te mai așteptăm la Observator. Și sper să vă placă canalul meu de YouTube. Și sper să ne întâlnim aici în studio cât mai curând posibil. Exact.